Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit, oameni buni, la un episod din seara noastră minunată de Skywars aici pe Pixel și fraților, haideți să vedem ce reușim să facem și noi în acest episod. Am zis să o lăsăm așa mai mare puțin tel cu această serie de Skywars mai mare, însemnând să punem un clip undeva pe la 2-3 zile, ceva de genul, pentru că fraților am văzut că în ultimul timp nu prea v-a mai plăcut această serie și am spus, bă, dacă nu vă place nu înseamnă că nu mai postez, pentru că mie în continuare îmi place, dar nu are rost să postez în fiecare zi, ci mai bine, nu știu, mă bazez pe Factions sau pe alte serii, știi, ceva de genul. Dacă, bineînțeles, vreți să schimbăm acest lucru și vreți să postăm și Skywars în fiecare zi alături de Factions și alte serii, nu uitați să dați și pe acolo multe, multe like-uri. Chiar vreau să văd câte persoane susțin în continuare această serie de Skywars. Și haideți să mă concentrez momentan, să pun eu... Opa, așa, bun. Potion of Fire Resistance. Haideți să-i distrugem și noi pe tipii ăștia, frate, că prea se pune acolo cu noi. Oricum, nu vă faceți griji, frate, tot o să continuăm să postăm Skywars. Numai că... Ia uite-l, mă, cu cât tupeu vine. Unul mort. N-a murit. LOL. LOL! Zebun! Zebun! Am bătut LOL! LOL! Oh my fucking god! Oh my fucking god! Am bătut singur 3 tipi? Cu itemele astea de la început am bătut singur 3 tipi? Ești prost să-ți bagi jocul de mine? Deci nu cred, nu cred. Bă, frate. Bă, frate, deci... Eu am crezut că-s mort acolo. Gen, am crezut că o să fiu foarte, foarte mort. Am bătut singur 3 tipi. Nu înțeleg de ce toți au vrut să sară pe mine. Holy fuck! Bă, deci nu vine să cred, mă credeți? Deci efectiv nu vine să cred, frate. Hai, repede să facem noi aici nebunie, enchanturi, chestii, trestii, socoteli. No, Sharpness 3, Fire Aspect 2. Trebuie să mai fac rost de o sabie cu Sharpness 2 și să fac Sharpness 4. Frate, ești nebun. Arco Power 5. LOL. Ok, bă, aparent a mers bine. Săriți acolo cu multe like-uri pentru faza asta. Bă, frate, aparent a mers bine. Deci am cam nenorocit pe tipește și mi-a rămas decât unul Zombie Sun. Zombie Sun 1964. Haide, prietene. Precenaș, vină încoace. Cum ar fi acum să dau un fail de la nesimțit? După ce i-am distrus pe ăștia, gen, să dau așa un fail de la mare cât casa. N-avem voie, frate, să dăm așa fail. M-am speriat puțin, gen, am sărit cu emoții aici. Deci a fost o săritură super simplă, eu chiar am... Fuck și iat! Logged out, lol, s-a delogat. Bă, oricum, stai să dau și o cetul ăsta mare. Am cetul așa mic lăsat de la Factions. Să știți că, gen, dacă am cetul mic, înseamnă că filmez Skywars imediat după ce am filmat Factions. Hei, pentru că chiar asta fac. Este 2:55 noapte. Bine, nu chiar imediat, că am mai filmat ceva înainte. Este 2:55 noapte, frate. Este 3 dimineața, aproape. Știi? Și uite ce fac eu, filmez Skywars. Și n-am armură. Hai, armură. Hai, boss. Armură de om bazat aici, sau nu? Merge, frate, cum să nu meargă? Bam, băgăm anvilul ăsta. Asta cu protection. Și asta așa. Ok. Hai să vedem, mergem în continuare. Frate, prima arenă, prima victorie. Tipii aia sunt foarte mulți acolo, se bat în stânga. Eu nu vreau să mă bag foarte mult cu ei în seamă. Tipul ăsta genia itemele de la mid. LOL, sparge cuferele G4-ul ăsta. Are iteme multe. L-am omor. Ba nu, n-are iteme multe, ești nebun? Am crezut că o să aibă multe iteme sau chestii de genul, dar uite că n-a avut. Chiar n-a avut. Era cam dezbrăcat, ce naiba. Ciudat, nu știu, cred că mi s-a părut că el era ăla care... Salut! I-am dat două hituri și uitați cât de puțin am luat, frate. Serios, atât de puțin cu două hituri? Salut! Pa, pa! L-am bătut și pe ăsta. Hai, du-te în spanac. Asta venise cu tupeu, frate, încoace. Ați văzut și voi cât tupeu avea omul. Perle. Carte cu protection. Uite și pe ăla. Devine. Hai, repede, un Sharpness 2. Nu știu unde e. Gata, îl văd. Hai să punem repede protection 3. Pe ce spate? Ideea este că nu vreau să mă ia pe nepregătite, știi? De-aia sunt foarte, foarte atent. Cred că acum o să vină. Sau... Stai să pun perla pe 2 să-mi fie mai accesibil. Salut! A, ăsta era ăla de spărgea cufere. Și-a dat fel cu perla și-a murit. Frate, bine mă! Două arene, două victorii.
Mamă, deci luptătorul Skyverse-ului în acest moment. Nu știu, parcă mi-a revenit așa talentul, ca să spun așa, skill-ul la Skywars, știi? Opa. Și ce-i drept, frate, uite, acum văd, acum am dat seama, chiar am noroc. Am noroc la iteme. Deci, în primul cufăr mi-a picat full armură, știi? Ok. Full armură în primul cufăr. Cât de tare poate să fie chestia asta? Hai să punem și anvilul ăla repede pe jur. That anvil though. Iron legs, bam, bam. L-am auzit pe fraier. L-am auzit pe fraier. Este chiar aici lângă mine, dacă nu mă înșel. Unde este G4? Asta este. Ba nu, mai este unul care e aici. Frate, Jin, este unul aici sau a dat fail? Deci nu vine să cred că m-a bătut tipul ăsta, frate. Câte hituri a prins în mine, mai are 3 inimioare. Deci a prins tipul ăsta la hituri în mine. Avea și sabia aia bună cu sharpness 1, eu aveam mai sabia de diamond simplă. Dar ideea este că a prins foarte, foarte multe hituri în mine, frate. Nu înțeleg cum a prins toate hiturile astea în mine, sincer. Dă un măsa de treabă. God damn it. God damn it. Lasă că oricum gen ne-am rezolvat clipul. Ca să spun așa, cu primele două victorii. Bine, gen am jucat bine. Nu pot spune că am jucat rău. Și acum n-am pantaloni. A zis că serverul acesta a spus Hypixel, gata, frate, nu mai dau iteme bune. Ți-am dat iteme bune în primele trei arene. Rip, Zaza Andrei, items, ceva de genul, știi? Right, no. Asta e. Lasă că-i dau eu blan aici. Hopa. Hopa, hopa, hopa. Ăla își vede de treabă, eu îmi văd de treabă. Știi care este partenerul? Pentru că nu pot pica pantalonul la mid. Deci, clar, sunt dezavantaj. Trebuie să omor un player pentru a face rost de pantalon și... Dă-te în spana aici. Pleacă fraiere. M-am văzut iarăși că stau cu bulgăne în mână și că mă duc să dau cu bulgăne în el. Ok, vine. Cred că vine. Battle Enchanting. Sunt foarte atent să văd dacă vrea să mă urmărească, să vină în spatele meu sau ceva de genul. Dar uite chiar asta face. Ma. Lupta care va decide soarta acestui match. Și îl cam bat. Vino încoace. Unde a pus blocul, frate? L-am aruncat în void? Lol, l-am aruncat în void. Ce ghiciți ce? Nu trebuia să-l arunc în void, pentru că așa nu mai am pantaloni. Așa, dacă l-aș fi omorât, aș fi luat pantalonii lui. Pe tipul ăla îl mănâncă în funge să dea coar cu mine. Gata, l-am mâncat prea mult și l-am scărpinat. Victorie. Frate, easy or not? S-game. Nu scriu S-game. Pentru că dacă scrie S-game, probabil o să urmeze un ban. Adică, nu știu, bă, dacă îmi faci vreo reclamație, dacă zic easy game, nu cred că, adică, pui mie, de ce? Dar am fost nesimțit, că mie chestia asta mi se pare o nesimțire gravă, știi? Dar, așa că idee. Uite ce split, bun, 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 bun. Place ce split, ce mai place ce split-ul. Iarăși n-am pantaloni. Deci serverul mă vrea în curul gol, frate. Nu știu ce am făcut. Ce am făcut de mă vrea serverul în curul gol? Ce pui mi-i. Stați o secundă. E vreun aici sus? Mori. LOL s-a aruncat. Așa. Îmi dă cineva mesaje și ar fi foarte politicos să-i și răspund, să-i spun că filmez. Opa. Așa da, așa da, așa da. O, da, așa da, așa da, așa da. În sfârșit am și o parte de ceva aici mai bunicele, dacă pot spune bunicele, adică super bune la mid. Hai să vedem ce mai putem găsi pe aici.
Putem găsi o Protection 4. Frumos, așa cum îmi place mie de altfel. Tipul ăla vrea să dea în mine. O cască cu Protection 4, așa cum de asemenea îmi place mie. Și un tip care gen pune... Da, mă. Opa. Bă, ce iteme bune are. Da, și-au mai iteme bune. Nu. Hai să-l omor pe ăsta. Lol, s-a aruncat. Ăștia se bat între ei. Ia stai așa să-i lasă puțin, trebuie să se bată. Și mă bag acum. Dar tipul ăsta are iteme foarte bune. Deci uitați cum dau în el, frate, și de-abia aș ia damage, omul. Am omorât. Nu vede pantalon și nu era niciun pantalon pe aici. Dar îl bat pe ăsta. Deci îi bat pe ăștia fără pantalon, nici de bun. L-am bătut. L-am bătut? L-am bătut. Ce îmi place. Frazor, încă o dată vă reamintesc să nu uitați să dați și voi acolo multe, multe like-uri dacă mă susțineți și dacă vreți să apară cât mai multe clipuri în această serie la mine pe canal și vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru toată susținerea acordată. Haideți să vedem ce facem și noi în aceasta. Câți oare o să reușim și noi să batem? Bam, și am ales 1. Pantaloni? Fain. Așa da. Buți? Așa da, tătut, așa mai vede acasă, ești nebun. Așa mai merge treaba. Ce mi-i place. Cred că vine unul pe mine. Cred că am auzit aici aproape, sau? Ba, nu mi s-a părut. Hopa, hopa. Hopa, hopa. Poțiunea asta, pe care o dau, care acum să am și o viteză de aia și mecherăm. Acum mergem pe ăsta. Așteptăm să se bată ăștia doi. Bă, nu vrea să se bată, mă. Sau l-am prins pe celălalt sau ceva? Ok. Credeam că mai este unul pe insulă, știi? Și eu așteptam acolo să se bată. Și gen, după să mă bagă, așa, eu vreau seama. Dar uite că genul ăsta era singurel. Și am pus și am doi aici. Și mai sunt, nu-mi dau seama câți, că tot apare albi. Asta s-a dus la mid. Oh, ce frumos de el. Sau cred că a căzut, nu știu, nu era luat cu vreo ăsta. Sau cel puțin era luat pickaxe-ul din cover ăsta. Acolo tot puse ne deschidem, frate, o să bag mărul ăsta. Ca să-l bat pe nenea asta, Anthony. Bam, cred că și-a luat el damage. Are cum să-și ia damage de la propriul creeper? Nu știu dacă are cum. Dacă ar fi avut cum și dacă are cum, gen ce-a luat damage și care are cum. Și mai este un tip, Caleb's BR, care s-a aruncat. Cât, lol, mai are 2 inimi jumate și am câștigat. Lol, bă, fraților, cam asta a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și dacă vreți să apară cât mai multe clipuri, nu ezitați să apăsați și pe acel buton de like, să strângem multe, multe like-uri și ne auzim data viitoare. Ceau, bă, pa!